Hola. Hola. Estoy acá con mi amigo Mario. Valeria de Argentina. Sí, me encanta. Yo. No, no mientas. Tengo 15. Hai că am primit mesaj că a venit cineva. Trebuie să vedem cine. Oh, hai să vedem cine a venit. Vă deranjăm. Bă, mersi mult, mă. Gata, atât, bună seara. Am trecut doar să-i aduc cadou. Bilo cu acestea în brațe. Așa. Am venit. Frumos, dar bă, am văzut, te-ai spălat, miroși a parfum. Miros... În general nu prea. Stimați telespectatori, când se vine la bedpack, oricum nu le dă pe astea. Ba da, le va. Cum să nu le dea? Cum să nu le dea? Vezi că te faci de râs. A venit cu camera. A venit cu camera, direct, nu? Direct, la mișto. Da, stimați telespectatori, emoții mari. Emoții mari? A, da, așa se manifestă, așa e viața. Așa merg lucrurile. Deci, noi doi pe trei locuri, Elena n-ai stop. Da, da. Pe trei locuri lăsăm unul între noi. Deci nu ajung. Nu ajung. Ești tu la colț. Arată cum, cum ai stat. Tu cu Cezar în avion. Bun, și bagă pe Alina, ia. Ia, nu mai defini aici. Voi doi. Și cum faceți? Și cum faceți? O oră tu ai voie să ții. Mamă, eu sunt simt că eu cred că aș face așa. Ușoară la stewardess, să nu mai fădați. Nu mă rece. Legați-mi. Fii atent aici, fii atent. Imaginează-ți că vine mâncare și ai văzut că ai toate pulele acolo. A, și scoți. Bă, tu știi că eu nu pot să dau aia de multe ori. Ia uite, deja. Ia e la cu blow, spune. Da, Valeria la geam. Nu mă, nu voi, Fencea, faceți așa. O oră tu cu piciorul încolo, după care ți-l strângi și îl dai tu încolo. Păi, asta e problema. Nu, așa am ajunge. O oră stai tu strâns. Da. Și mă lași. Dar nu poți să strâng de tot. Cum nu merge de tot? Mai n-am intrat, tu merge? 11-12 ore, frate. Mă, dar eu am culoare. Sau facem așa. Mai eu stau așa cu ăsta, pe culoare. Și vine cu culoare. Și într-o rână. Și într-o rână. Și un pic așa. Facem cu schimb. Ahora estamos en el cumple de Cata. Ya, uite, vezi, bărbiță, cum venea unchiul la mine, frate. No podés tener celos de mí, igual. Trebuie un pieptene. Da, dicen si tienes una, cum se cheamă eso? Pieptonau. Afeitadora. Faci YouTube de 3 ani de zile. Ce ai învățat după anii ăștia de YouTube? Care zi-mi o chestie care îți place, o chestie care te frustrează. Zi-mă, hai, vorbesc serios. Chestie care îmi place, păi îmi place, o pasiune, un hobby care îmi place. Îmi place să editez, îmi place să împărtășesc, asta e până la urmă, nevoia de a împărtăși, devine un soi de exhibiționism până la urmă, stimați telespectatori. Devine un virus. Un virus, așa? Și aș spune că mă frustrează, am avut scurte momente pe care le-am depășit, dar recunosc că ele revin recurent. Scurte momente în care mi-aș dori, bineînțeles, de ce să fie ipocrit, să ai mai multe vizualizări. Dar asta nu mă împiedică să fac în continuare și să postez. Mulțumesc mult că ai venit. Mulțumesc de invitație. Ai zis acum o secundă că ăsta nu vrea să apară pe cameră, ca să știți că e un bulangiu, dar nu contează. Mulțumesc mult că ai venit, înseamnă foarte mult pentru mine. Vezi că nu ta la ce ai consumat și îmi întrebi tu pe Revolut, da? Ce am adus trebuie să-mi dea înapoi, că-ți plătesc garanția. Unchiul în descriere. Înjurați-mă.